Monitorizarea mass-mediei din țara noastră cu ajutorul inteligenței artificiale nu mai este doar un viitor îndepărtat, ci prezentul. Pe 12 martie, Consiliul Audiovizualului a prezentat un soft dotat cu inteligența artificială, care va facilita activitatea meticuloasă a CEA de supraveghere a conținuturilor. Programa se bazează pe rețelele neuronale și este capabilă să realizeze transmiterea, adică să descifreze conținutul video și audio în text. Deoarece și noi, ca membri, vom putea să fim mult mai eficienți, având odată textul transcris și noi să putem să ne uităm pe acel text, să lucrăm pe proiectul de decizie. Și asta înseamnă că, având mai mult timp pus la dispoziție, putem să facem și alte controle. Softul a fost dezvoltat pe parcursul unui an și jumătate, iar valoarea acestuia se ridică la 299.000 de euro fără TVA. Sprijinul financiar a fost acordat de către Delegația Uniunii Europene din Chișinău, dar și de către două ambasade, SUA și Regatul Țărilor de Jos. Marcând un pas important către un sector audiovizual mai transparent, mai eficient și mai dinamic în Moldova. Rolul presei independente și al instituțiilor cheie din domeniu, cum ar fi Consiliul, nu poate fi exagerat atunci când vine vorba de dezvoltare rezilienței informaționale. Pentru a asigura un mediu informațional sănătos, acești actori au nevoie de aptitudini și capacități ca să abordeze eficient provocările informaționale, în special cele provocate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Programul poate recunoaște vocile persoanelor necunoscute, inclusiv politicieni, personalități culturale și poate atribui automat timpul specific în materialele media. Noul soft detectează cuvintele cheie, ceea ce facilitează semnificativ căutarea. Selectăm videoul nostru. Este important să-i selectăm data de astăzi și limba în care este reportajul. Așa el se încarcă, după care el începe să elaboreze transcriptul, iată aici. Soluția inovatoare a fost concepută pentru a simplifica și accelera procesul de transcriere a știrilor și reportajelor. Dacă înainte descifrarea manuală dura cel puțin 3-4 zile, astăzi este doar o chestiune de câteva ore. Cetățenii moldoveni merită să aibă acces la informații imparțiale și bazate pe fapte. Sarcina principală a platformei este combaterea dezinformării și discriminării prin intermediul presei.